Aici de la Craiova, asta e Brașovul, aici este Clujul. Interesant e că la Cluj conferința a fost organizată în Centrul de Cultură Urbană, Casino, un centru reabilitat prin port, prin Regio. Un centru senzațional, o locație senzațională. Bucureștiu, să știți că conferințele altfel nu înseamnă doar că încercăm să arătăm și lucrurile frumoase, ci și unde le organizăm, sunt cumva altfel. În București am făcut conferința într-un port. Și am avut chiar un succes foarte mare. Aici este tot Clujul, aici este Brașovul și aici este Timișoara. Cum ne-am gândit să apreciem succesul? Pe 9 decembrie, în Gala Fondurilor Structurale, vom încerca să premiem cele mai frumoase proiecte. Ca să putem să premiem proiectele, trebuie înregistrate. Și vor fi, ne-am gândit la 10 secțiuni. Aceste 10 secțiuni, oricum detalii despre procedura de înscriere, despre secțiuni, aveți și în mapă, chiar pe mapă, detaliat. Școala face omul om, vor fi premiate proiectele de resurse umane, proiectele finanțate din Fondul Social European. A doua secțiune este cea a proiectelor cu impact inclus, proiectele de incluziune socială. Administrație user-friendly, vom încerca să descoperim, să apreciem proiectele dedicate creșterii capacității administrației, cele care fac administrația să fie mai prietenoasă. A patra secțiune este cea a proiectelor derulate de către mediul de afaceri. Bucuroși de oaspeți, evident, este secțiunea în care premiem proiectele de turism. Out of the Innovation Box este secțiunea în care premiem proiectele care sunt inovative. Verde la proiecte, secțiunea dedicată proiectelor de mediu. Infrastructura pe Catwalk este o secțiune dedicată cu pregătire autorităților administrației publice locale, proiectelor de infrastructură socială, de servicii sociale educațională și așa mai departe. Și Umanul European, Antoanea lui Iocan, este secțiunea în care premiem proiectele implementate în mediul rural și ne-am gândit să premiem și proiectele care nu sunt neapărat finanțate din fonduri europene. Secțiunea 10, cea intitulată Presa cel venit în țara finanțelor, prin această secțiune, sau în această secțiune, vom premia și proiectele mici, proiectele derulate cu precădere de către ONG-uri și finanțate din alte surse, surse publice sau nu doar fonduri europene. Înscrierea deja a început pe 10 mai odată cu prima conferință și se va încheia pe 30 septembrie în doi pași. Cumva faceți parte din povestea asta a finanțelor europene și ce înseamnă înscrierea, înregistrarea unui proiect. Există un formular de descriere pe care puteți să-l descărcați de pe site-ul proiectestructurale.ro/conferințe. Și cel de-al doilea paș, evident, transmiterea formularului împreună cu cele mai relevante 10 poze. Vă încurajăm să vă scrieți proiectele, vă încurajăm ca alături de formularul pe care completați și îl trimiteți la adresa, nu știu cum se vede oricum, acestea și în mapă, gala@fondurstructurale.ro, să trimiteți și poze sau filmulețe. Da? Vor fi oameni care vor juriza proiectele și impactul ar fi mult mai mare dacă alături de povestea proiectului inclusă în formularul de înregistrare veți adăuga și poze relevante, importante din implementare și care de fapt sintetizează ceea ce a încercat proiectul și a reușit să atingă. Selecția proiectelor, două etape, conformitatea și eligibilitatea și evaluarea vor fi acordate punctaje de la 1 la 9 pentru fiecare dintre cele 4 criterii de evaluare. Sunt 4 criterii, relevanță, caracter inovator, impact și sustenabilitate. Nu insist, aveți detalii în mapă. Cei care au depus proiectele sunt cumva familiarizați cu noțiunile.
Iar proiectele înregistrate vor fi jurizate de către profesioniști în domeniul finanțelor europene, personalități cu competențe recunoscute în domeniile care fac obiectul secțiilor, celor 10 secțiuni. Premiul pentru fiecare secțiune, vizite de studiu la Bruxelles, pentru câștigătorii celor 10 secțiuni. Pentru fiecare dintre cei 10 câștigători. E interesant pentru că beneficiarii vor avea oportunitatea să stea față în față, să discute cu finanțatorul, până la urmă, acestui mare proiect european de care vorbea și doamna Flor. Și vor fi și alte premii surpriză, pe măsură ce ne apropiem de gală, de 9 decembrie. Parte dintre ele le vom face cunoscute în cadrul unei conferințe de presă, iar altele vor fi dezvăluite în cadrul galei. Vă adresez o invitație deocamdată informală de a participa la gală. Gala este pe 9 decembrie. Vă așteptăm de la Iași la București, doar câteva sute de kilometri. Ajungeți repede, o să vedeți, o să fie un eveniment senzațional și e important să participați, să vă înregistrați proiectul. Și evident, cu toții să apreciem succesul finanțelor europene.